În momentul când se încarcă arma, arma se duce aici în cutia de forță, se întoarce arma, se bagă încărcătorul, da? După aceea se întoarce și aici în cutia de forță se încarcă arma. După care este pregătită de tragere. Nu uitați că am făcut Institutul de Marină și 4 ani de zile mergeam la trageri la ora 6 dimineața, eram în poligon, trăgeam cu PM-ul. N-aș putea să spun că sunt pasionat, vânător nu sunt, n-aș putea să spun că sunt pasionat, dar mă descurc binișor cu armele. Primii care au tras la țintă sunt chiar reprezentanții Constanței. Da, păi dar el ai văzut că poți să le pui 8, 10, 15, 20 și 25, da, și asta e la 20 de metri. E? Putem să o punem de o revoluție. Eu sunt foarte mulțumit, dacă atât am făcut, atât am făcut. Ce pot să spun că am făcut mai mult? Nu se poate. Sunt foarte mulțumit, sunt entuziasmat, că n-am mai tras de foarte mult, nu sunt un drăgător consecvent. Dată, cu siguranță, să mai vin. Înainte de toate, locația a fost ființită de însuși arhiepiscopul Tomisului. Binecuvintează-l și înmulțește talanților, întărește mintea lor și o ridică deasupra grijilor mărunte. Asta e la 15 metri și asta e la 25. Cam ce puntaje ar fi dacă ar fi? Eram pe lângă țintă, într-o competiție de tir sportiv. La tir sportiv, țintele sunt mult mai micuțe. Poligonul poartă amprenta celei mai mari firme de bază și protecție din Constanța. Orice pasionat de arme își poate petrece timpul aici. Are la dispoziție 8 linii de tragere, iar țintele pot fi poziționate până la 25 de metri depărtare. O ședință costă între 75 și 250 de lei. Ne-am gândit că în sud-estul României, în Dobrogea, nu există o bază sportivă pentru iubitorii de tir, pentru deținătorii de arme letale, neletale. Ne-am gândit să facem un poligon de tir, dar care să nu fie destinat numai angajaților proprii, nici celorlalte, cât și celorlalte firme de bază.